imediat după plantarea pomilor, este bine să le puneți un tutore, adică un lemn rezistent care să vină la rădăcina pomului, astfel încât dumneavoastră să susțineți pomul respectiv împotriva intemperiilor. Dar mai ales pentru a corecta liniile acestea de curbură. Așa cum se vede și în videoclip, din creșterea propriu-zisă a pomului, acesta suferă o curbare. Iar noi, pentru a-l aduce la un stadiu corect, trebuie să-l apropiem de acest tutore, astfel încât să-i dăm o postură dreaptă, verticală, pentru ca pomul nostru, sub acțiunea intemperiilor, a greutății coronamentului, să nu înceapă să se încline. Fapt pe care mulți pomi încep să-l facă atunci când este tânăr. Și singurul lucru în acest sens pe care îl puteți folosi, sau cel puțin eu procedez astfel, folosesc niște cose pe care pot să le strâng treptat. Atunci când curbura este mult mai mare, nu putem să îndreptăm pomul dintr-o dată. În schimb, treptat vom lucra la acest lucru, odată la 3 săptămâni, la o lună și ceva, venim și mai strângem până aducem pomul în postura normală. Și tot ceea ce trebuie să facem este să legăm aceste cose de pom. Și astfel, pomul dumneavoastră devine unul echilibrat, 100% vertical drept și va putea să susțină corect coronamentul, frunzele și fructele.